Nu eu sunt ca cel care merită aplauzele dumneavoastră, dar vă mulțumesc oricum. Mulțumesc frumos. Mă bucur să văd că sala cinematografului este plină, iar afară ar mai fi doritori pentru a urmări acest spectacol, pregătit și de această dată de Primăria Municipiului Ionești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Până însă să invit în scenă protagoniștii spectacolului din această seară, vreau să vă spun, să vă reamintesc că Biblioteca Municipală intră într-un proces de renovare, de modernizare. Iar anunțul pe care unii dintre dumneavoastră îl așteaptă de ceva timp este că începând cu data de 15 decembrie, activitatea bibliotecii, activitatea cu publicul a Bibliotecii Radu Rosetti se reia la Muzeul Municipal din Onești și la filiala Cosânzeana, acolo unde am amenajat sălile pentru ca dumneavoastră, cititorii, utilizatorii fideli ai Bibliotecii Municipale, să vă puteți bucura în continuare de serviciile sale. La Muzeul Municipal vor funcționa sala de internet, sala de lectură adulți și sala de împrumut adulți, în timp ce la filiala Cosânzeana vor fi la dispoziția publicului sala de lectură copii, sala de împrumut copii, ludoteca și un spațiu multifuncțional în care vor putea fi organizate diferite manifestări de mai mică anvergură, nu ca cel din această seară. V-aș ruga ca împreună cu mine să vă scoateți telefoanele mobile din geantă și să le verificați. Da? Să-l dăm pe silențios, pentru ca în timpul spectacolului invitații noștri să nu fie deranjați. E ok? Putem face asta? Vă mulțumim! E bine, trebuie să vă mai spun că lucrările de modernizare ale Bibliotecii Municipale se vor întinde pe parcursul întregului an viitor. Lucrări care vor costa peste 16 milioane de lei, sumă fără TVA. Lucrările vor viza reabilitarea termică prin izolarea termică a fațadei, înlocuirea tâmplăriei, refacerea fațadelor, reabilitarea instalațiilor interioare, refacerea finisajelor, achiziții și dotări IT și sisteme informatice pentru modernizarea activității de bibliotecă. Am vorbit de mai multe ori despre ce înseamnă acest lucru, înseamnă că totul va fi informatizat, iar Biblioteca din Onești va fi una dintre cele mai moderne din România, lucru pentru care trebuie să mulțumim conducerii Primăriei Municipiului Onești. Dar să revenim la ceea ce se întâmplă în această seară. Uite că cineva a uitat telefonul. Are timp încă să-l oprească. Dacă nu știe cum, venim și facem și consultanță. Apropo, la Biblioteca Municipală se organizează cursul Navigator 50+, pentru cei trecuți de o anumită vârstă, să învețe să utilizeze telefonul, calculatorul, laptopul și așa mai departe. În această seară, pentru a ne bucura de un concert de colinde, ne-am adunat cu toți aici, în sala primitoare a cinematografului Capitol. Iar invitați ne sunt peste 60 de artiști, membri ai unor ansambluri de renume național, dar și internațional. Este vorba despre ansamblul de muzică tradițională Icoane Moldave al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț, cu pregătirea muzicală realizată sub îndrumarea conferențial universitar Dr. Delia Stoian Irimie și cadru didactic asociat doctorand Ioan Munteanu. Și ansamblul folcloric Codri Neamțului din Piatra Neamț, sub îndrumarea profesorului coregraf Sebastian Coroi. Acum nu mai am de spus decât un singur lucru. Primiți cu colindul? Bună seara, cinstite gazdă aleasă! Primiți colinda ori nu!
Noi ducem colinda în casă, noi ducem colinda în casă, sarai marea lui Crăciun. Gazda nouă ne-o plătească, gazda nouă ne-o plătească, sarai marea lui Crăciun. Plata noastră-i plata mică, plata noastră-i plata mică, sarai marea lui Crăciun. Cu o litră de marea lui Crăciun. Și colinda nu-i mai multă, să trăiască cine ascultă, sarai marea lui Crăciun. Sarai marea lui Crăciun. Ce stai, Junie, nu te soiu, Junie. Dar sub dânsi și nișade.
Ședi Domnul și cu Doamna, ședi Domnul și cu Doamna. Șailor mândri copilași, parcă-ți niști îngerași, cu chipuri difeți frumoși, cu chipuri difeți frumoși. Iasculați ca-ți și dormitul, că v-o nins, v-o viscolitu, nu ne-o nins, ne-o viscolitu, flor d'albine-o cotropitu. Sfântul Marii Liva Săli, să-l ajungim cu mulghinii. Trei păcurărei, trei turme de oi, aleluia, aleluia, Doamne, trei turme de oi. S-o suit la munte, să ție mai multe, de maior. Aleluia, aleluia, Doamne, cu galben taior. Dacă ți-o luăm, gata s-o pușcăm. Aleluia, aleluia, Doamne, gata s-o pușcăm. Voi de mi-ți pușcam, voi mi-ți îngropam. Aleluia, aleluia, Doamne, voi mi-ți îngropam. În târle de oi, în jocuri de miei, cea dreaptă, pune strâmbița. Aleluia, aleluia, Doamne, pune strâmbița. Fluierul de alune, mi-l puneți de cruce. Cel boier bogatui, Doamne, cel boier bogatu, ai corinde din ce s-o luatu. Dumnezeu i-o datu, Doamne, o-n măr înfloritu, ai corinde cu mere de-argintu. Gazda neculeasă, Doamne, gazda neculeasă, ai corinde
zile și trimeasă. Pe poduț de raiu, Doamne, pe poduț de raiu, hai curinde la fetii de craiu. Dumnezeu i-a dat, Doamne, un măr înfloritul, hai curinde cu mere de-argintul. Luna-n drum le-o statul, Doamne, luna-n drum le-o statul, hai curinde frumos i-o întrebatul. Cine vi le-o datul, Doamne, cine vi le-o datul? Hai curinde, noi le-am căpătatul. De la Sfântul Soare, Doamne, de la Sfântul Soare, hai curinde cu mare rugare. Deschide poarta, om bun, azi e seara de ajun. Vin colindători pe drum, ce veste marinii spun. Mi-aduc vestea în prag, că s-a născut domșele drag, crenguță verde de brad. Din gătiți cu flori de măr, ne-arată steaua pe cer, că lucește și noi vis, steaua sfânta lui Iisus. Ascultați, bun creștini, umpleți casa de lumini, crenguță verde de brad. Ca magii daruri aduc, cruci mică de lemn scump, ce cu flori d-albi de măr, printr-o ieni și prin cer. Crucea dau bătrânilor, florile tinerilor, crenguță verde de brad. Și la tăți cu bucurii, nașterea lui să ne fi, crenguță verde de brad.
Spune-ți-la, Maica, spune-ți-la, Maica, c-am rămas n-apoi, tot vânzând la voi, numărând la bani în munții cei mari, numărând la bani în munții cei mari. Astă seară, seară sfântă, astă seară, seară sfântă, asta-i seara de Crăciun. Să colindă, nu să cântă, asta-i seara de Crăciun. Că s-a născut Domnul Sfântul, Mântuitor, asta-i seara de Crăciun. Nu s-a născut să domnească, ci ca să ne mântuiască. Asta-i seara să ne mântuie, asta-i seara de Crăciun, asta-i seara. Cine-și-nde nasă casă, an nou fericit, minele să nu mai iasă, an nou fericit. Să fii gazdă veselos, an nou fericit, că-i ajuns un an frumos, an nou fericit. Noi vă zicem să trăiți, an nou fericit. Într-un mulți ani fericiți, an nou fericit. Și ca pomnii să rodiți, an nou fericit. Tăt ca ei să îmbătrâniți, an nou fericit. An nou fericit. Vino, lino, rosmarin,
acolo în sus pălângă lună, acolo în sus pălângă lună, corinde mi Doamne, este un scaun de scaun de odină, corinde-mi, Doamne. Da, pe scaun cine-mi șede? Da, pe scaun cine șede, Maica Sfântă, șede, șede, Maica Sfântă, corinde mine, cu-n fiuț micuț în brață, un fiuț micuț în brață, corinde-mi-nă. Taci, fiule, Maica-ți e ți-a dare, că Maica-ți e ți-a dare, corinde-mi, Doamne, două mere, struzeți de fagu florile dalbi, flori de măr, cu scânduri dalbi de bradu, florile dalbi, flori de măr. Iar acolo sinii doarmi, florile dalbi, flori de măr, doarmi domnul istor casă, florile dalbi, flori de măr. Istor casă luminate, florile dalbi, flori de măr, să cu doamna dinpreună, florile dalbi, flori de măr. Sailor mândri copii, las florile dalbi, flori de măr, că-s frumos, dragă, las florile dalbi, flori de măr. Scoală, Doamne, ți dormit-o, florile dalbi, flori de măr, când i-o nis, ne-o viscolit-o, florile dalbi, flori de măr. Nu ne-o nis, ne-o viscolit-o, florile dalbi, flori de măr, vânt de vară o bătut-o, florile dalbi, flori de măr.
Meric s-au clătinat-o florile d'albi, flori de măr. Peste noi s-au scuturat-o florile d'albi, flori de măr. Din mirosuri ne-o umplut-o florile d'albi, flori de măr. Și mai frumos pe pământ-o florile d'albi, flori de măr. La mulți ani cu sănătate, florile d'albi, flori de măr, că-i mai bună decât toate florile d'albi, flori de măr. Că-i mai bună decât toate florile d'albi, flori de măr. Leacă leană la fântână, dă leană-i pată d'albă, cu cârșezile pe mână. Dă leană-i pată d'albă, la fântână ajungând-o. Dă leană-i pată d'albă, cu trijun s-o întâlnit-o. Dă leană-i pată d'albă, al mai mare șefășea-o. Că mai ca ție ți-o dat.
ți-o dare, zâurel de zâurel. Două mere, două pere, zâurel de zâurel. Două mere, două pere, zâurel de zâurel. Cu ele zâurel de zâurel. Și cheile raiului zâurel de zâurel. Și cheile raiului zâurel de Raiul Sfânt să stăpânești, zâurel de zâurel. Raiul Sfânt să stăpânești, zâurel de zâurel. Lumea să Sfânta Maica lui Iisus, rătășește-n jos și-n sus, ca-t loc să poposească și pe Domn Iisus să-l nască. La un graj de cai sosăști, jos în iesli poposăști, stați voi ca-i nu tropăiți, durerile li măriți. Ca-i cum o auzeam,
supărată Sfânta Maică, să luară și plecară la un graș de boi, s-o să știi și o să-mi e slipo, să știi. Stați voi nu tropăiți, durerile lui măriți, boii blâns la ea priveau și cu aurion călzau. Fireați boilor să fiți, din inim la gosloviți, doar un șas voi să mâncați și apoi să rumegați. Pila miez de cântători, măicuța vârsa sudori, pila cântători târziu, măicuța născu' un fiu. Busuioc bătut pe masă, rămâi gastă sănătoasă, busuioc bătut pe loc, rămâi gastă cu noroc. Dacă tot v-am colindat, de urat, ne primiți să vă ura!
Aho, aho, frunză verde de mărar, bună seara, gospodari, gospodari și gospodine și voi, domnișoare fine, de dormiți, de nu dormiți, vă rugăm să vă treziți, dați urechea la fereastră și ascultați urarea noastră. Noi plugari din Piatra Neamț am pus 6 boi la plug, că de când s-a înserat, noi cu plugul am plecat. Zurgălăi și clopoței, mânați voi! Încă o dată, măi flăcăi! Mi-am luat și eu mireasă de la mine a treia casă și frumos nume mai avea, că Mălina o chema. Și de rău nu șa de bine, când se duce, parcă vine. De mâncare n-am ce zice, se pricepe să mănânce. Și m-am despărțit de ea, că mult mai mânca și se îngrășa. Zurgălăi și clopoței, mânați, măi! Și încă o dată, măi flăcăi, opriți plugul în brazdă, măi! Iar otiți plugul pe ei, să urăși noi, băiți, mânați, măi! Hai seara bună la fereastră, prea cinstită gazda noastră, că a plecat vreo 8 țărani, toți din oameni gospodari, 4 țin la ușă în sacu, 3 așteaptă în pracolacu, iar eu cel mai mitit el, țin în mână un clopoțel și toți pumbii și ușă glumii, ca să știu drăguți la lumii. Din prim ușă, din prim văi, trageți roate, măi flăcăi, mânați, măi! Și încă o dată zurgăle să răsune onești, măi! Aho, aho, s-a sculat Maian, bărița Traian, și-a încălecat pe un cal învățat, cu nume de graur, cu șaua de aur. El în scăl s-a ridicat, să aleagă în loc curat, de arat și semănat, și începu a semănară, grâu mărunt și grâu de vară, dar oar Domnul să răsară, la urecu bredenei și la poalii clopoței, mânați fetii și flăcăi, mânați, măi! Și încă o dată zurgălesc răsunii codrii neamțului mei! Aho, aho, diurat tot amura, dar mă tem că o mânopta. Și nu suntem de Ișcolea, și suntem de la Mitoc, unde îngheață apa-ntioc și găluștile la foc. Și suntem la Tuca-Buca, unii mă măliga cât nuca, eu păzesc 12 cu mășiuca. Și-am vrut să iau și eu o bucătură, dar m-a părit unul cu o scurtătură, de-a sărit din ță din gură, din prin munt și din prin văi. Trageți plugul, măi, flăcai, să răsunim munt și voi. Mâneați, măi! Aho, aho, hopuri, hopuri, hopureli, la mulți ani cu floriceli. Hopuri, hopuri, hopurati, la mulți ani cu sănătate. Să vii 9 ani la voi, să vă aduc un butoi cu bălincă înspumată și friptură afumată și chimirul plin de bani la anul și la mulți ani! Ruzuliță de prin voi, opriți plugul în brază, măi, mânați, măi! Hai să intri căpriță! Hai da, ho! Am zis să ne trimarari, bună seara, gospodari! Gospodari și gospodini, ia priviți că vrea cum vine! Și cu hurmuz, cu
șeșe și cu mărșeli, cum îi plac și mândrii mele. Ța, 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 căprințâța, ța, 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 căprințâța.
gospodari! Hei, gospodari și gospodini! Hei și voi, domnișoarii fine! Hei, dați-vă lângă perdeli! Hei și ascultați vorbile mele! Hei, dați-vă lângă fereastră! Hei și ascultați urarea noastră! Hei, de 3 săptămâni trecute! Hei, vin cu urșă de la munte! Hei, nu m-am coate și în genunchi! Hei, să apropie de sat! Hei, ușur eu și apăsat! Ăștia surși din Carpați! Hei, tătânzul ăsta-o prin șanț! Ăștia surși din Ceahlău! Hei, umblă noaptea teleleu! Hei, saltă, saltă, mai Martin! Hei, dau meridial bine! Hei, și mai saltă încă o dată! Hei, te vadă lumea toată! Hei, de când nu te-am văzut! Hei, tare mare te-ai făcut! Hei, saltă, saltă, Neculai! Hei, pitoiagul care-l ai! Hei, mai saltă cât pădurea! Hei, te vadă toată lumea! Hei, mai saltă tu mai sus! Hai să te văd dacă ești urs! Hai șaptivă-i și-o valea dâncă! Hai valea urșă mă mănâncă! Hai urșă la rumați mânca! Hai cât ți-o da pe soacră ta! Hai soacră ta e cam nebună! Hai tătă ziua stă prișură! Hai frunzulițele în sușit! Hai vai de mine și-am pățât! Hai ușii mei s-au învălăjit! Hai nu știu, Doamne, ce să-i fac! Hai să iau sânge de la cap! De la cap, de la chișoare! Da, mă tem că ursul moare! Eu te vreau, bă, vrăjătoare! Să vedem dacă ursul are scapare! Hai, ursule, ți-i foame! Au, 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 ți-i sete? Orții dor de codru verde? Vrei o fripturică? Vrei un cotlet? Un păruț de jin? O pălincă? De aici la Onești, ca să mai venim și la anul. Vrei martini? Hai să mai jucăm o dată să te vadă lumea toată. Hai pe când te-au văzut, tare mare te-ai făcut. Hai, eu sunt doctorul Costică! Hai, am în buzunar o sticlă! Hai, eu bolea lui, eu știu! Hai, paharelu cu rechiu! Hai, eu bolea lui, eu foc! Hai, paharelu cu coniac! Hai, saltă, saltă cât pădurea! Hai, te vadă toată lumea! Hai și mai saltă cum să tai! Hai, la bădița Neculai! Hai, purio, purio, pureli! Hai la mulța cu floriceli! Hai, purio, purio, purati! Hai la mulța cu sănătate! Hai, purio, purio, purea! Hai la mulța cu viorea! Hai, fă un salut la Domnul! Hai ca să scoată milionul! Hai milionul și un achiu. Hai până la anul nu mai viu. Hai ia fă un salut la doamna. Hai ca să scoată damijana. Hai damijana și un pahar. Hai noi vă spunem la mulți ani. Hai salută-l pe primar. Hai că e mare gospodar! Hai!
Hai saltă, saltă tu mai sus! Hai să te văd dacă ești urs! Hai mă saltă încă o dată! Hai te vadă lumea toată! Hai mă saltă cum saltai! Hai la bădița neculai! Hai frunzuliță, flori din ug! Hai mea urșă și mă duc! Hai frunzuliță de arțar! La anul și la mulți ani! Rrr, înapoi, hai! Înapoi, înapoi! Îi dau puțin mai înapoi că-s nărăvaș, apoi o să rămân aici la dumneavoastră. Și să știți că ăștia mănâncă bine, se hrănesc bine. Avem anul ăsta și urși și ursoaice. La mulți ani, Onești! Nu plecăm, mai avem ceva la încheiere și o să rugăm să cânte toată sala cu noi. Invităm colegii de la Icoane Moldave în aplauzele dumneavoastră. Și puteți cânta cu toții cu noi, de știți, de nu știți, cu siguranță cunoașteți Colinda.
Țineți gazdă masa întinsă și lumina în geam aprinsă, că-i vremea umblatului peste vatra satului. Pe potecă de mătasă, dintr-o casă în altă casă, să vă adune bun cu bun sfânta sara lui Crăciun, că e mai sfântă decât toate, la mulți ani cu sănătate. La mulți ani, Onești, vă urăm sărbători frumoase, binecuvântate, la toată familia, la toată casa. Dau citire, că este mai ușor să nu greșesc, poate las vreun urs pe aici. Mulțumim domnului primar, Laurențiu Neghină, este vinovat de prezența noastră și a dumneavoastră aici. La fel de vinovat sau nevinovat este domnul director de la Biblioteca Municipală, domnul Ionuț Tenie. Vă mulțumim! Și mulțumiri întregii echipe care a contribuit la buna desfășoare a concertului și mulțumiri dumneavoastră, public minunat, fără de care noi n-am fi aici. Aplauze dumneavoastră sunt. Mulțumim! Nu plecăm, mai spunem ceva frumos. Păsărica cucului suim vârful nucului și tot cântă și ciripe, frumos gazdă-ți mulțume. Și tot cântă și ciripește, frumos găzdoaie-ți mulțumește. Și cu un ștruț de busuioc să aibă gazda noroc, și cu un ștruț de minte creață să aibă gazda viață, și cu toți cât să sunt casă, și cu noi de la fereastră. Ansamblul Icoane Moldave și ansamblul Codrii Neamțului, vă mulțumim! Probabil că invitații noștri nu știu că la Onești se ajunge greu, dar se pleacă și mai greu. Aplauze pentru ansamblul de muzică tradițională Icoane Moldave și Codrii Neamțului, Piatra Neamț. Mulțumim! Mulțumim și vă mai așteptăm. Sper că oneștenii v-au primit așa cum vă așteptați. Și vă mai așteptăm și la anul. Iar pe dumneavoastră, dragi oneșteni, cineva mă întreba mai devreme dacă ăsta este ultimul eveniment din acest an. Ei bine, nu. O să avem pe 19 decembrie premierea celor mai buni elevi și sportivi din Onești, în frumoasa gală a sportului și învățământului oneștean. Iar pe 20 decembrie încă lucrăm la asta, dar sperăm să ne vedem la fel de mulți, dacă nu chiar și mai mulți, la Catedrala Ortodoxă pentru un concert de colinde susținut de Corala Armonia. Vă așteptăm! Sper că veți veni acolo să îi auziți colindând. În numele colegilor mei de la bibliotecă, în numele conducerii primăriei municipiului Onești,
Vă mulțumim! Seară bună tuturor și sărbători cu bine!